Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți. La dimineața, oameni buni, din când în când trebuie să ni se mai facă semn că am intrat în direct. Cafeaua de dimineață, știri din Neamț, Mesagerul de Neamț în direct. Astăzi e o zi mai, hai să-i spunem, mai liniștită așa pentru noi. Discutăm și despre lucruri frumoase, după ce ieri am discutat despre habarnismul unora din administrație, care dau hotărâre așa ca să le dea. Astăzi să vorbim un pic despre o instituție și produsul ei cultural, ultimul produs cultural. Este vorba despre Centru pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, care ieri, sub egida căruia ieri, s-a lansat primul număr al unei reviste Cult Neamț, o revistă pe care o puteți vedea. Probabil că în viitor vom avea și culori mai vii. Invitat în emisiune, doamna Carmen Nastase, managerul acestui Centru de, pentru Cultură și Arte. Bună dimineața, bine ați venit la noi la cafea. Bună dimineața, mulțumesc, cafea am luat-o deja. Bună. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație. Doamna Nastase, a apărut această revistă, primul număr, de unde și până unde această idee cu revista, care arată bine, arată bine, o să rămâne să o și citim, de unde această idee? Noi aveam o revistă cu circuit închis de două ori pe an, care o foloseam să transmitem informațiile noastre către celelalte centre legate de activitatea noastră, de diverse activități de cercetare, și de asta spun cu un circuit închis. Pe perioada pandemiei, tot am stat la discuții cu colegii mei, având în vedere că manifestările noastre culturale erau în pericol pentru acest an, drept urmare le-am și anulat, pentru că este mai bine așa, să ajungem totuși către publicul nostru și să nu îi pierdem, să nu pierdem legătura. Da? Pentru că noi am considerat pe parcursul acestor ani că legătura noastră cu publicul este una sufletească și este păcat să ne distanțăm, nu doar social, ci și sufletește. Nu știu dacă ați urmărit activitatea centrului nostru, noi nu am stat deloc în concediu. Am încercat să urmărim. Da, am avut tot felul de activități în digital. Da? Și cred că cultura în ziua de astăzi trebuie să țină pasul cu tehnologia, pentru că pe lângă publicul nostru fidel, după cum îl știți, avem generația domnului Bunghescu, care e mereu alături de noi la activitățile noastre, oricare ar fi acelea. Încet, încet ne-am deschis către publicul larg, nu am rămas exclusiviști și aducem cât mai multe generații. Am adus părinții de 30-40 de ani, care și-au adus copiii, și mai nou, foarte mulți tineri sunt alături de noi. Măcar din curiozitate prima dată, pe urmă vor să vină voluntari la activități, ceea ce ne bucură foarte mult. Așa că ne-am gândit să facem o revistă culturală un pic altfel. Îmi scria cineva aseară că o femeie trebuie să știe să facă ciorbă din orice și scandal la fel. Poate... Acum mă provocați. Da. Mă provocați. Nu m-am gândit acum la nici la ciorbă și nici la un scandal în sensul pe care îl știu. Doar că putem atrage atenția cu o revistă de cultură altfel. Sunt absolut sigură că vor exista tot felul de discuții legate de format, da, legat de abordarea noastră, de conținut.
Dar asta nu înseamnă că nu suntem mândri de ce am făcut până acum și bineînțeles că putem face mult mai bine. Orice lucru este perfectibil. Se poate face mai bun, dacă doriți de la mine sugestie, poate o copertă mai luminoasă. Da, dar am zis că să fie un pic șocant. Pentru prima ediție, tocmai gândindu-mă că la centrele de cultură de obicei se merge pe partea mult mai luminoasă. Am înțeles. Da. Bine, haideți să vorbim un pic și despre niște lucruri care țin de programul cu instituției dumneavoastră și a evenimentelor. Ați spus că s-a renunțat la evenimente. Care evenimente rămân în picioare, dacă mai rămân în picioare până la sfârșitul anului, și la ce s-a renunțat? S-a renunțat, încep mai întâi cu renunțările, pentru că sunt destul de dureroase pentru mine. Chiar ieri discutam că în sufletul meu, chiar dacă am acceptat situația de fapt, da, sunt, este ciudă, ca să spun, pentru că era programul Vacanțele Muzicale, era definitivat de anul trecut și am trimis către televiziunile din afara județului, adică cele naționale, și câteva erau chiar foarte interesate să vină să transmită, nu contra cost, ci gratis, Vacanțele Muzicale. Ne așteptam cu drag și eram absolut sigură că va fi cea mai bună ediție de până acum. Dar o amânăm, toată lumea a înțeles. Cred că cam, erau contracte făcute? Da, contractele erau făcute, dar noi tot timpul avem în contracte clauza de forță majoră și toată lumea a înțeles. Este dispusă să aștepte, reluăm la anul. Și Festivalul Internațional de Folclor, iarăși nu-mi permit să-l fac, pentru că noi aveam invitați din Brazilia, din Peru, anul acesta. Cu o dată vă spun că parcă când era pregătit totul și în proporție de 90% eram sigură că ajunge toată lumea, inclusiv la Festivalul Internațional de Folclor, unde știți că acolo nu sunt contracte, este vorba de bunăvoință, dar găsisem parteneri din America Latină care deja își făcuseră programări pe mai multe festivaluri, deci eram din zona asta a Europei, să facă un circuit și cu siguranță ajungeau și la noi. Dar la fel, a rămas pe la anul. Nu îmi permit eu, ca instituție publică, având în vedere legislația legată și restricțiile legate de această pandemie, să cheltui o mulțime de bani din bugetul nostru, care sunt bani publici, pentru 500 de spectatori maxim. Pentru că am stat colegii mei și cu cei din Consiliul de Administrație și chiar m-am sfătuit și cu cei de la DSP cum aș putea face. Deci aș fi trebuit să îmi marchez teritoriul, da, perimetrul unde stau spectatorii, să le pun scaune, să pun 500 de oameni și atât. Pe ce bază selectez eu cei 500 de spectatori? Pentru că noi avem mult mai mulți spectatori. Vă dați seama că 500 de spectatori nu vă ajungeau invitațiile pentru instituții publice. Da, nu este vorba de asta. Da. Dar, după cum s-au obișnuit publicul de la noi, țineți minte că veneau tot timpul, nu trebuiau să stea neapărat pe scaun. Se plimbau în jur. Ce făceam cu cei din afara perimetrului care și-ar fi dorit să se apropie? Să-i alung? Nu pot să-mi permit. Bun, acum ministrul Tătaru ne spunea că într-o lună, o lună jumătate, intrăm în viață quasi normală, spunea ieri. Da, eu citisem că nu se mai relaxează nimic. Da. Ce am auzit, vedea, dar om nu. Om vedea. Da, dar nu îmi permit. Ce a rămas în picioare? Au rămas manifestările mici, cum am avut acum de sânziene, și am preferat să facem online. Dacă au fost oameni care s-au plimbat prin ștrand, pentru că am făcut la stâna tradițională și au ascultat, chiar au ascultat în afara incintei, s-au pus la o masă, au ascultat, au aplaudat, au plecat, a fost de bun simț în aer liber și nu s-au îngrămădit acolo.
Avem un proiect tot legat de cult. V-am zis că nu este doar o revistă. Această revistă, care este un pic mai altfel, în care informația culturală este un pic mai aerisită cât să atragă atenția asupra unor subiecte. Această revistă va fi susținută de tot felul de dezbateri sau de alte activități. De exemplu, în august, pentru că nu mai avem Festivalul Internațional de Folclor, vom avea un târg de meșteri de Sfânta Maria. Asta pregătim. Asta da, deja ar fi ceva care să atragă. Da. Ne-am gândit că poate nu sus la Curtea Domnească, ci cum se face la Dat de Zestre, în parc, unde este și umbră, oamenii pot sta un pic distanțați și un spectacol micuț a Floricică de la Munte. Deci până la urmă... Da, tot vom face, dar cu respectarea tuturor normelor de protecție. Pentru că nu am dorit să ajungem la discuții că am pus în pericol publicul. Și cu bugetul pentru celelalte manifestări anulate, el probabil se va reporta pentru la anul sau cum se întâmplă? Da, deocamdată s-a făcut o rectificare, am făcut un calcul cu ce am amânat până acum și am trimis către Consiliul Județean, adică s-a făcut rectificare în minus, cum mi se părea și normal, pentru că dacă întreabă, noi am... Întreabă lumea acum, dacă banii ce faceți, unde îi cheltuiți? Nu, noi cheltuim pe toți, suntem și ne așteptam, dacă noi nu am făcut festivalul Flori de Ceahlăului, pe care s-ar putea să-l facem în... să-l facem în... septembrie, octombrie, dar în alt format, da, cu cât mai puțin public, dar trebuie să premiem până la urmă finaliștii. Bun, haideți să încercăm o concluzie. Practic, anul acesta, dintr-un anumit punct de vedere... Dintr-un anumit punct de vedere ne pare rău. Din alt punct de vedere, să știți. Ați fost nevoiți să vă schimbați... La față. La față și obiceiurile... Da. Și modul de a face activitate. Dacă e să spun eu ceva, e că a fost interesant acel proiect de prezentarea unor persoane și tradiții din Județul Neamț în mediul online. Da. Acela da. A fost un lucru bun, care, dacă vreți să vă spun, trebuia făcut și în perioada care când nu era pandemie, da. La fel de tare ca și acum. La fel de mult ca și acum, întrebare, dar asta am spus. Întrebare de la un cititor, această revistă are o versiune digitală? Va avea și o versiune digitală, va apărea peste să spunem că săptămână. Nu este în circuitul public revista. Nu. Primul număr va fi ca un fel de teasing pe piață, să interesăm lumea. Să ajungă inclusiv la terase, că așa se face, cât să răsfoiască, dar celelalte numere vor fi un pic mai nu nișate, pentru că v-am zis că e spre publicul larg, dar vrem să ajungem cât mai mult către biblioteci. Către da. Biblioteci, în special biblioteci școlare, ar trebui da. Dacă le mai folosește cineva. Le folosește. Da. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și vă așteptăm și cu alte ocazii. Poate și la apariția următoarelor numere. Vă dorim cele bune și succes! Mulțumesc, Doamne ajută! Și v-am zis și ieri la conferința de presă, suntem foarte deschiși propunerilor. Orice lucru început cu drag și sincer, cred că am început binișor, poate fi dus la perfecțiune împreună cu cei doritori să facă un bine. Bine, vă mulțumesc tare, tare mult și l-așteptăm pe următorul invitat, după ce, bineînțeles, va intra și genericul în emisiune. Da, dați drumul la generic. Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață. Și-ți crește moralul să... Am intrat în direct și iată, eu mă agitam aici,
Mă agitam aici, așteptam invitatul să ia loc. Astăzi, oameni buni, vreau să... Da, vă rugăm să opriți telefonul. Astăzi, oameni buni, vreau să discut o temă, nici nu i-am spus invitatului ce vreau să discut cu el. Vreau să discut o temă, bine, pornim și de la alte lucruri. Vreau să discut o temă care, să vă spun eu, e veche, 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 de când au început dezbaterile în Agora și este la fel de actuală. Aș vrea să discut condiția intelectuală, eu i-am spus poetului, dar așa, poetul ca intelectual care cumulează în el multe, multe calități și cetatea, adică societatea. Poetul și cetatea. Nu puteam să nu discut această temă în Neamț fără Adrian Alegheorghe. Bună dimineața, bine ai sosit, Adrian. Bună dimineața, bine te regăsim. Adrian, te-am spus, nu am discutat. Chiar o surpriză tema. Bine, deși, o să discutăm și alte lucruri. Deși condiția asta e o temă continuă în realitatea de zi cu zi. Exact. De ce am vrut să discut cu tine asta? Pentru că de cele mai multe ori, dacă poetul și intelectualul, poetul își respectă statutul și este implicat în viața cetății, într-un fel sau altul, de multe ori simte presiunea publică și este ejectat dinspre locurile în care ar putea să fie vizibil. Vorbesc instituțional vizibil. Asta ți s-a întâmplat și ție. Ai fost scos dintr-o funcție. Nu discutăm acum că lucrurile sunt atât de cunoscute încât ar însemna să mai revenim o dată asupra lor. Ai fost scos dintr-o și merită. Ai fost scos dintr-o funcție cu gândul că nu vei mai fi auzit, poate. După aceea ți s-a blocat accesul în urma unui concurs la o funcție, pe o chestie stupidă, chiar o să te rog să ne spui dacă ai vreun răspuns, dar totuși ai rămas, scrii, ești activ, ești vocal, ai păreri. Care este raportul ăsta, poet-cetate, în viața noastră de zi cu zi? Da, eu îmi respect condiția mea de intelectual, de om al cetății, de om al culturii și așa mai departe, nu știu dacă ea, cetatea, mai are nevoie de intelectual. Nu știu dacă ea, cetatea, mai are nevoie de, hai să zic, omul de atitudine și de opinii. Pentru că și atitudinile și opiniile par să se construiască în altă parte și nu mai sunt la discreția și la dispoziția celor care poate chiar s-au născut cu acest simț de atitudine și de opinie. Din 1989 încoace, cred că tot sunt vocal și tot vorbesc pe teme diverse, considerând că, până la urmă, e o chestiune de igienă să ai opinie față de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Dacă la opinia ta aderă și alții, cu atât mai bine. Înseamnă că devii, la un moment dat, un purtător de opinie și purtător de atitudine într-o comunitate. Dincolo de asta, cred că este o condiție, de fapt, a intelectualului și obligația intelectualului să aibă atitudine și opinie. Să fie, hai să zicem, purtător de opinie în numele mai multora. Pentru că spunea părintele Iustin Pârvu, de exemplu, spunea că intelectualului multii s-a dat și multii se va cere. Mai ales îi se va cere. Îi se va cere. Că asta cu mulți asta... i s-a dat poate în nivelul celălalt. Da, evident. Evident. Viața asta... E vorba de talent. Da. E vorba de talent. Ei, acel talent trebuie înmulțit în folosul, nu propriu, ci în folosul tuturor, pentru că, până la urmă, artistul, intelectualul, dacă s-a născut cu un simț aparte și cu un talent și un talent aparte, atunci trebuie să-l sporească, pentru că cu cât îl cheltui, cu atât el sporește. Da. De ce te-am întrebat? De ce am lansat această temă? Pentru că mie mi se pare că în perioada asta lumea nu vrea să mai asculte
sau s-a plictisit să asculte și părerile altfel decât cele pe care lansează, eu nu le spun politicieni, că anvergura de politician nu știu câți au, băieții ăștia care fac politică. Comunicate, se ceartă, își prezintă așa zise proiecte care nu au nicio legătură cu realitățile noastre de zi cu zi. Și stăteam și mă gândeam așa, cum ar fi să fac o emisiune cu tine, cu încă vreo 2-3 pe care i-am eu în minte, să intre, domnul Adrian, dumneata, dacă ți-ar da printr-o, nu știu, ce, sau ai candidat și ai ajunge primar, ce-ai face, domnul, în orașul ăsta? La Piatra Neamț. La Piatra Neamț. Nu la, într-o localitate generică, ci la Piatra Neamț. Suntem în Piatra Neamț. Haideți merge... dacă vreți să discutăm într-o localitate generică. Eu n-am nicio problemă. Putem merge și pe una generică și pe Și pe una generică și pe una... Pentru că aici sunt totuși câteva principii. Unul din principiile și una din regulile de bază, dacă e să vorbim despre asta, este să iubești foarte mult locul pentru care, să zicem, că te-ai sacrifica, ai candidat sacrificându-te. Pentru că eu merg pe ideea că un om, un individ care ajunge în fruntea unei comunități, de fapt el este în slujba acelei comunități, nu este păduchele din fruntea comunității. Deci pe principiul ăsta. Și așa cred că și trebuie gândit de altfel. Dacă e să ne uităm în istoria orașului Piatra Neamț, primarul, sau da, primarul care a iubit comunitatea asta și a pus-o pe o hartă semnificativă în România este acel Nicu Albu, care... Apropo, îmi dai voie să spun ceva. Tocmai pregătim un material, adică am publicat un material săptămâna trecută și ne-am uitat cum a ajuns piatra de mormânt a lui Nicu Albu. Avem o asociație Nicu Albu, avem oameni care au luat fonduri. Pe... Este undeva pusă la mănăstire, mutată la mănăstirea Bistrița. Cei de acolo au avut cât au putut grijă de ea. Dar cel mai mare primar, sau cel evident, puțin, cel mai semnificativ cel primar, mai semnificativ. Care a dat coerență și a legat Piatra Neamț de țară, exact. Pentru că era și fără linie ferată și fără drum de la Bacău și toate erau alandală. A electrificat orașul, multe, multe alte lucruri, da. Parcurile din nou oraș, toate și astea. Noi... E dat o coerență. Scuză-mă, da? Revenim. Nu, e foarte bun exemplu și e de vorbit pentru că, până la urmă, și evoluția unei comunități se face prin modele. Prin modelele care au fost și care trebuie aduse mereu în actualitate. Aici suferim noi foarte mult pentru că ne creăm false modele, trăim într-o lume aparent reală, dar mult prea virtualizată. Noi trăim într-o lume virtualizată în care tehnica manipulării este mai importantă decât tehnica comunicării, de la Vladimir Volkov încoace cu spune-i omului ce vrea să audă. Deci, nu ce există. Nu ce poți să faci, nu ce ar trebui să faci, spune ce vrea să audă. Pentru că dacă te uiți, vorbim de primărie, să zicem, dacă te uiți la o confruntare, să zicem, între 3 sau 4 sau 5 candidați pentru un post de primar, pui 100 de privitori în fața televizorului să-i vezi pe cei care se confruntă. Ei, va câștiga cel care va vorbi mai bine, care va fi cel mai gonflat ca propuneri, pentru că el merge pe orizontul de așteptare al privitorului. Care se uită. Deci spune omului ce vrea. Dacă el stă în Dărmănești, de exemplu, și tu îi spui că vei face o linie de metro între Dărmănești și Precista, unde are el un interes, atunci el va spune, băi, e interesantă chestie, dar nu o face pentru mine, o face pentru copilul meu, poate în timp o să o facă. Uite, ideea e foarte bună, uite, pe să-l votez. Chiar dacă e o chestie care nu are nicio legătură. Mi-amintesc că se vorbea la un moment dat de tot felul de scări rulante pe toți munții din jur, prin Piatra Neamț, idei care au prins foarte tare atunci, dar care nu aveau nicio aderență la realitatea imediată. De asta, dacă putem despărți virtualul de realitatea imediată, atunci putem ajunge la o apreciere corectă. E clar că nu putem despărți în momentul ăsta. În momentul ăsta nu. Nu, cred că nu.
nu putem despărți și atunci cum poți să ajungi să împaci lucrurile? Eu nu am un răspuns aici. E foarte dificil. Deci merg din nou pe ideea că dacă iubești foarte tare locul acela, atunci poți să faci ceva pentru comunitate. Dincolo de asta, un primar trebuie să aibă minimum bun simț gospodăresc într-o comunitate și să mai tragă cu ochiul un pic în lumea civilizată. Pentru că dacă nu am ajuns să trăim în Germania sau nu am ajuns să trăim în Spania sau nu știu unde, atunci ar trebui să facem condiții de Spania, de Germania, la Piatra Neamț, să zicem, de exemplu. Și ne ducem într-un oraș din Germania și vedem, tragem cu ochiul un pic cum arată o stradă, cum arată o piață, cum arată un sens giratoriu, cum arată... Putem să nu ne ducem așa departe. Putem să ne ducem, nu știu, la Oradea, ca să nu zic Cluj. Putem să ne ducem la Alba Iulia. De exemplu, în Germania, dacă tu ai o construcție, o casă, și nu o îngrijești vreme de 2-3 ani sau 4 ani și o lași drăpânată, evident, vine primăria și ți-o ia. Nu mai este a ta. Primești câteva somații, dacă tu nu ești capabil să o întreții, primăria îți ia acea clădire în folosul ei. Deci te somează și ori în Piatra Neamț, dacă te uiți, vezi o grămadă de răpănături lăsate aiurea. Nu... Ce de răpânături? Că avem dita mai clădirile, blocurile lăsate. Uite, aici lângă noi, fostă clădirea cehului. Dar nu e normal. Sau terenuri virane lăsate. Mergi spre, după liceul de chimie, este un teren viran acolo, pe care se întâmplă orice. Pe care se poate întâmpla orice. Nu pas nimănui. Nu fac nicio acuză primarului. Nu. Discutăm că asta se întâmplă peste tot. De principialitate, de reguli. Da, implicare. Deci primarul trebuie să fie totuși tătucul, până în ghilimele. Eu am impresia că celor care sunt în funcție le este teamă. După ce ajung în funcție, intervine chestia aia. Devine chestia aia, domne, poate mai iau un mandat, ia să vedem, eu să nu-i supăr pe oameni cu amenzi, să nu-i supăr pe ea de la firme cu amenzi, mai rupe unul piciorul iarna că și-o curățat trotuarul. Este o tărere de Consiliul Local că dacă nu-i curățat trotuarul, trebuie amendat. Dar hai să nu mai bine trimitem noi niște băieți să curețe pe acolo. Adică e mentalitatea asta. Da. Lasă-mă, să meargă așa. Funcționă reală, pe salarii foarte mari, pentru că dacă ar ști populație dintr-o comunitate ce salar are primarul și viceprimarul și city managerul și așa mai departe, cred că atunci i-ar lua din nasturi și i-ar gâlți un pic. Să spun ceva, domnul Adrian. Nu salariul primarului, viceprimarului, city managerului ar trebui să-i sperie, să-i supere pe locuitor, ci salariile celor care stau, și spun stau, în primărie, mai sunt câțiva care muncesc pe acolo. Dar cei care stau în primărie, este inadmisibil, inadmisibil ca unul care duce o mapă și e angajat politic să ia 5-6 mii de lei. 5-6 mii de lei. Astea salarii pentru femeia de serviciu din primărie. Cam așa? Nu știu. Deci, eu cred că sunt... Și mai mari. Dacă deci, are oarecare este, funcție... Este inadmisibil. Inadmisibil. Și asta este nu numai în primăria Piatra Neamț, unde nu s-a ajuns la maximum permis de lege al salariilor. Încă nu suntem la maxim. Dar să te duci și într-un sat, să te duci și prin alte, într-o comună. Deci, este o chestie absolut, absolut ieșită din logica lucrurilor. Nu se poate, nu se poate. Plus această, pun în ghilimele, hemoragie de primării apărută după 89, după 90 în România, cu comune formate dintr-un sat, cu câteva sute de case, în condițiile în care, când s-au creat județele și comunele din 1965-68, atunci distanțele erau mari între sate, între comune și așa mai departe, între cetățean și centrul comunii. Ori acum să faci comune cu tot ce înseamnă aparat administrativ la nivelul secolului 21, să le mulțești continuu, mi se pare o chestie absolut stupidă. Ori, cred că județul Neamț ar avea nevoie de vreo 20-25 de comune. Atât. Nu 70-80 câte are în momentul ăsta. Deci ar trebui să aibă 25-30 de centre administrative
rurale. Care câte economii s-ar face? E vorba de economii și de dinamism până la urmă. Și de dinamism. Și de pragmatism. De ce? Pentru că cât ai o unitate administrativă cu mai mulți locuitori, poți să intri în proiecte, că unul din criterii este numărul de locuitori. De aceea s-au și făcut zonele metropolitane. S-au făcut. Așa, pe hârtie. Deci, ai dreptate. Este logica elementară. Și toată lumea știe lucrul ăsta și nimeni nu o face. De ce? Din rațiuni pur electorale. Absolut. Pur electorale. Manevrez mai ușor oameni pe care cărora nu le cer foarte multe, pentru că nici nu-mi fac foarte multe lucruri, și fondurile care se atribuie primăriilor sunt împărțite la zeci de mii de comunități, când ar putea să fie lucruri mult mai coerent. Dar m-ai întrebat ce aș face eu. Ce ai face tu, de exemplu? Că suntem cetățeni egali în comunitate. Ce ai face tu dacă ai fi primar, de exemplu? Păi, în primul rând, te rog întrebare. Vai, aș face foarte multe lucruri. Avantajul meu este că știu foarte multe lucruri care s-au întâmplat în timp. Deci, și clar că primul lucru care ar trebui făcut ar trebui să vezi care este modalitatea prin care să schimbi schema de personal din instituția publică. Că acolo, știți, ai ajuns funcționar public, ești bătut în cuie și piroane. Nu faci treaba, nu o faci, ca să-l sancționezi pe un funcționar public, îți trebuie un an, doi, cu judecată, de obicei pierzi. Și atunci trebuie să găsești modalitatea. Modalități sunt, nu e o problemă. E un pic mai greu, e toată procedura. Și să faci în așa fel încât cel care ocupă un scaun în primărie să muncească pentru banii pe care îi ia, dar nu să muncească la nivelul acela de, da, fac un act, îl bifez, îl dau mai departe. Da. După aceea, ce aș face? L-aș face pe fiecare șef de, cum se cheamă la ei, birou, nu birou, am uitat cum se cheamă. Da, în birou, cred că-s birou. Da, serviciu. Serviciu, da. Să răspundă cu capul pentru fiecare lucru care este în domeniul serviciului său. Nu îți faci? Salut și n-am cuvinte. Salut și n-am cuvinte. Pentru că doar așa ai putea să-i responsabilizezi. Și îți dau un exemplu, uite, de ieri. Ne-a trimis un cititor, am râs, efectiv nu-mi venea să cred când am citit, se cheamă Big Brother de Piatra Neamț. Un om a vrut ieri să plătească impozitul pentru bunica lui. Și a intrat pe acel portal unde se pot plăti impozitele. Și omul și-a povestit aventura. Și-a făcut și print screen-uri. Și la final, ultimul print screen spune așa. Stai un pic să ajungem acolo. Exact. Zice așa. Cel puțin secțiunea plăți de pe site-ul Primăria Piatra Neamț arată ca o lucrare pentru obținerea atestatului profesional la un liceu de informatică, dar la care autorul a picat. Și ce este cel mai important? Conexiunea la acel site nu este sigură, conform Google. Adică poate expune informațiile clienților, parolele și numele cardurilor. Deci, eu invit pe toată lumea să citească asta. Asta este următorul lucru care trebuie făcut la Primăria Piatra Neamț. Accesul cetățeanului la informația de la primărie să fie, hai să spunem, ca să fac o comparație acum, cel puțin la fel de ușor ca accesul la contul de Facebook al primarului. Da. Adică nu se poate. Și tu dai bani grei, bani, cărcă de bani, și nu la Piatra Neamț, peste tot, acum nu vorbesc, că dai cărcă de bani și că ai programe accesate europene ca să informatizezi și digitalizezi instituția. Despre ce vorbim aici? Că tot acest cetățean cu foarte mult umor spune că a intrat în zona crepusculară și când a căutat să plătească la Piatra Neamț, a apărut orașul Iași. Și inclusiv îi cerea numărul de pager. Pager, nu pager, am și uitat cum mai e. Deci sunt lucruri, cum să spun, încremenite în sistem. Mai departe,
m-aș uita și eu și aș zice, eu aș face primul lucru care l-aș face. Aș cere celor de la serviciu tehnic sau cum se cheamă acolo, aș lua 5 străzi din Piatra Neamț și să văd din 1990 până acum toate cheltuielile făcute de primărie pe strada respectivă și să le arăt oamenilor. Cu banii aia, probabil puteai face un orășel. Dar lucrări de substanță nu s-au făcut. De ce? Pentru că este mica șmechereală. Hai să acoperim zona asta cu niște covor asfaltic. Ok, cât e covorul asfaltic? 6 cm, da? El se pune de 3. Asta e, lumea nu vede. Se tocește. Iar cei de la serviciu tehnic care ar trebui să facă recepția, o fac din birou, de cele mai multe ori, cu reprezentantul firmei lângă ei, care vine și cu un platou de prăjituri. Prăjituri la sensul figurat vorbesc. Vrei să-ți mai spun ceva? Ce aș face eu? Dacă aș face o lucrare pe strada privighetorii, da? Pe privighetorii, după ce aș face comisia de recepție, aș ruga oamenii din zonă să-și facă și ei o comisie de recepție. Și când vine comisia de recepție a primăriei, aș pune și comisia de recepție a personajelor din zonă. Să-și spună părerea că aș câștiga măcar un lucru. Comisia de la primărie ar trebui să ducă pe teren la fața locului. Lucru pe care de cele mai multe ori nu-l face. Păi deja ai creionat un program de candidat de primar. Da, corect, așa este. Așa, dacă ne ascultă viitorii candidați de primar, au ce învăța din asta. Deci nu, sunt lucruri atât de simple. Absolut. Atât de simple. Iar ședințele de Consiliul Local, deși nu este treaba primarului, alo, tovarăși, primarul teoretic nici nu ar trebui să fie în ședințele de Consiliul Local. Să stea acolo, să asiste, nu să conducă ședințele, nu să dea indicații. Primarul ar trebui să stea într-un loc și dacă îi permite șeful de ședință să ia cuvântul, să ceară voie ca orice alt invitat în ședință. Nu să conducă el, cum se întâmplă de cele mai multe ori. La Consiliul Județean este altfel. Acolo președinte are obligația de a conduce. Dar în primării, nu. Ședințele astea de Consiliu ar trebui să fie niște mici dezbateri pentru fiecare proiect, ca cetățeanul care o urmărește să înțeleagă despre ce este vorba. Și să fiu cinstit, eu aș face publice nu ședințele de Consiliu. Eu aș face și publice, le-aș transmite ședințele de comisii. Să-i vedem pe marii specialiști din Consiliul Local cum discută ei în comisii, pentru care sunt plătiți, evident. Cum discută ei proiectele. Evident, pentru că în, m-am aprins. În ședința mare vin doar concluziile de acolo. Da. Și vezi, da. Comisia 1, Comisia 2, Comisia 3. Dar dacă este o șmecherie de partid, că trebuie să-l protejezi pe unul sau pe altul, încep discuțiile. Deci nu în mod normal cetățeanul trebuie să știe despre ce este vorba. Ca să știe despre ce este vorba, trebuie să spui. Proiectul numărul 6 se referă la drumul care merge spre cimitirul din cimitirul administrației publice de pe strada Cutare. Ce este în proiectul ăsta? Doar drumul? Măi, oameni, hai să întoarcem proiectul ăsta înapoi. Dacă toți facem o investiție acolo, ia să ne uităm un pic pe marginea drumului. Avem ce ne trebuie? În proiectul cu drumul e prins și șlanțul? Care este adâncimea? Ăla care face drumul toarnă asfalt peste cel care există acum ca să ne mai ridice nivelul străzii să facem un dig? Sau vine rade până la stratul de acel strat de temelie al drumului, cum se cheamă, nu sunt inginer, și vine și toarnă asfalt așa cum trebuie. Adică lucruri de bun simț. Mai este o chestiune. Cetățeanul nu știe să mai ceară dreptul lui firesc într-o comunitate. Corect. Nu știe să-l mai ceară. Corect. Pentru că l-a cerut prin 90, 95, 99 și așa mai departe. Nu s-a întâmplat mare lucru. S-a mers pe ideea pe care vorbeam mai înainte, că virtualitatea a luat fața realității. Și acum se merge tot într-o stare de avarii. România toată este funcționează pe avarii. România funcționează pe avarii. Da, dar nu sunt aprinse beculețele de avarii. Nu sunt aprinse, pentru că ne păcălim că e normal. Dar sunt normal. Aprinse proiectoarele
Știi, ca să nu vezi bine, el ți se pun proiectoarele în față și apare câte unul și pac, mai aprinde câte un proiector. Mai face mai aia, mai face. Și de fapt... Prin 97-98, cred că atunci era Băsescu era ministrul transporturilor. Era, nu? Cred că era Taxa primul... Băsescu, da. Ține minte. Așa, aici sunt banii dumneavoastră. El spunea atunci că nu-i chiar neapărat să facem autostrăzi, pentru că nu avem un parc de mașini adecvat autostrăzilor ca în vest. Parcul de mașini la anul 97, 98, 99 era unul destul de, jalnic, să zicem, cu foarte multe mașini vechi și cu foarte multe dacii care nu făceau față autostrăzilor. Ei, suntem în faza în care parcul de mașini din România este comparabil cu cel din vest, însă aceste mașini comparabile cu cele din vest se chinuie pe niște străduțe aproape nicăieri în Europa nu mai găsești această ramificație de drumuri, nu autostrăzi, cum ar fi fost normal, și e o gâfială continuă a șoferilor prin România, prin Bucovina, minunata Bucovina. Da. Să vezi cum merg mașinile gâfâind din loc în loc, sau un județ ca județul Neamț să aibă un drum important spre Ceahlău, spre Durău și așa mai departe, blocat de atâta vreme, mie mi se pare o crimă. Da. Cred că în condiții normale, în țară normală, câțiva ar fi fost împușcați. Câțiva dintre cei care sunt vinovați pentru acest lucru, cred că erau împușcați. Nu se poate. Adrian, îți dau un exemplu. Dacă ai curiozitatea să mergi într-o comună de munte, acum, după inundațiile astea care au fost, dar nu numai acum, situația e mai veche. O să observi un lucru, mie mi se pare halucinant. Dom'le, se investesc milioane de lei ca să repare un drum. Este ok, un drum comunal, normal că trebuie făcut și ăla. Drumul ăla merge pe lângă un pârâu. În momentul când se face proiectul, malul pârâului de la drum intră în proiect. Și apar ziduri de sprijin, de protecție, gabioane imense. Bun. Lucru făcut, să spunem, ca la carte, da? La prima ploaie, deci la prima ploaie, apa, șuvoiul acela care vine foarte puternic, ce face? Având malul ăsta protejat... Ce știe mai bine. Malul ăsta protejat distruge malul celălalt. Malul celălalt, în general, este locuit. Aici e drumul, n-ai cum să pui pe drum. Și malul celălalt al pârâului sunt case, mai ales la munte. Am fost săptămâna trecută și am văzut un loc unde se face o lucrare senzațională. Chiar e ok acolo ce se face. Dar malul celălalt practic a fost distrus. Păi, oameni buni, dacă tot faceți o regularizare, de ce nu faceți un proiect complet? Proiectul, ai drumul? Bă, hai să vedem și în partea altă, să unim două, evident, două lucruri. Și mai spun un lucru și te las după aceea pe tine. Uite, în cartierul ăsta al nostru, Speranța Văleni. Tot timpul sunt inundații. Am fost săptămâna trecută, colega Cristina Mircea a făcut un reportaj acolo, mai apare unul. Pe oameni nu interesează că acel pârâu care vine, nu știu, țigan, cum îi spune pe acolo, pârâul respectiv, o parte este al silvicului, o parte este al apelor române și o parte este în administrarea primăriei. Restul al lui Dumnezeu. Și pe el nu-l interesează că dacă vine apa și ia casa, pe el nu-l interesează cine răspunde. Acum ni se spune așa, domnule, zice, a venit o aprobare pentru ca să rezolve problema la silvic, dar la apele române. Păi obținem în viitor o aprobare pentru chestia asta a noastră, primăria. Și noi am făcut un proiect. Păi, dar banii ăștia de unde vin? Cum de unde vin? De la guvern. Păi n-ar putea nenea guvernul ăsta să zică, bă, dobitocilor, băi, aceștia, faceți-mă un singur proiect, trei instituții, ca să facem o singură lucrare. Ca lucrarea aia să nu se întâmple ca la tunelele alea, că te duceai și făceai tunel dintr-o parte în alta și te trezeai cu două tunele. Adică, ce?
nu știu, lucrul de bun simț adea, mie mi se pare e atât de simplu. Absolut. Dar, am vorbit prea mult. Ideea este, domnule candidat Bălănescu, nu a spus nimic de cultură. Adică tot mergem pe zona terestră și... Știi? Uite, de exemplu, dacă ai fi primar, ai finanța o revistă de cultură la Piatra Neamț? Da, în condițiile în care, să zicem, Piteștiul, de exemplu, dau un exemplu oarecare, finanțează trei reviste. Primăria din Pitești finanțează trei reviste de cultură aflate sub egida Uniunii Scriitorilor și mai departe. Dar aș face mai mult decât atâta. Aș obliga, scuză-mă că ți-o spun, pe cei care cărora le finanțez revista de cultură, i-aș obliga ca în revista de cultură să facă și lucruri, deci jumătate din revistă să fie revistă de cultură care să arate nivelul acela al culturii locale sau nu numai locale, ca ai invitați din alte părți, culturii românești, locale, regionale, naționale, iar în partea cealaltă i-aș obliga să devină oameni ai cetății. Nu numai în scrisul acela, ci să vină cu păreri, cu opinii, să facă și o treabă, hai să spunem, de reporteri ai obștii. Ai văzut revista Conta în ultimele numere, în ultimii ani? Eu chiar am citit-o. Da, deci e o revistă de cultură națională, nu numai națională, dar și locală, pentru că e un transfer de valoare dinspre local, spre național. Știi ce am apreciat la voi? Și invers. Am apreciat faptul că pe anumite subiecte ați apelat inclusiv la ceea ce alții se feresc, chiar la chestii din presă. Absolut, da. Ați avut dialoguri pe probleme ale comunității. Bine, la un moment dat asta s-ar putea să zică, băi, da, ce ăștia de sus, de acolo. Nu, dar în timp, dacă ai grijă să și ajungă la comunitate, la oameni, revista respectivă, și nu este foarte greu. Banii cheltuiți pe așa ceva sunt puțini față de risipa care se face cu salariul unui funcționar din primărie pe o lună, editez o revistă. Bun, noi de 2 ani, de 3 ani solicităm primăriei din Piatra Neamț un sediu. Să avem un sediu în care să putem comunica cu cititorul, cu colaboratorul și așa mai departe. Nu găsim, n-am găsit răspuns. A, bine, da, nu să mai fie și o finanțare a revistei, nu se pune problema. La Galați, de exemplu, sunt două reviste finanțate de primărie. La Iași nu mai spun, la Suceava nu mai spun și așa mai departe. Ei, Piatra Neamț nu are o revistă de cultură, nu finanțează, nu are nicio treabă cu cultură. Deci aici este un mare păcat. De asta, dacă vei ajunge primar... Mulțumesc, dar nu e cazul, Adrian. La prima audiență pe care o fac la... Adrian, așa, nu e cazul. Eventual facem o primărie virtuală. Noi glumim acum, evident. Da. Glumim foarte serios. Însă mă gândeam la un moment dat, eram într-o discuție cu cineva de la Uniunea Scriitorilor și am spus, măi, dacă eu nu găsesc finanțare la Piatra Neamț și nu găsesc un sediu la Piatra Neamț, am să mut, dacă tot trăiesc în virtual la nivelul condițiilor, pentru că nu am concret, am să mut revista asta în Ținutul Secuiesc. Eu oricum o fac oriunde. Și va fi o revistă... Vrei să spun ceva? Dacă mergi la Toplița, vei primi un sediu senzațional. Îți spun eu, știu și unde ți-o țin. Dacă orașul ăsta nu are nevoie de o revistă, la un moment dat, primăria mi-a dat un așa zis sediu undeva la molul de la piață, între două chestii, între două buticuri, să pun revista Conta. Revista de cultură națională apare sub egida unui scriitor din România. Deci asta, să duc eu revista acolo și să stau eventual între papucii de gumă dintr-o parte și produsele celelalte stimabile, evident, toate, din partea ta. Dar nu e locul unei reviste acolo. Vezi, astea sunt lucruri care trebuie discutate. Pentru că o revistă de cultură nu înseamnă doar niște bani aruncați. Iar eu nu mă agăț de o revistă pentru că eu nu am nevoie să-mi fac nume prin revistă. Dimpotrivă, eu consider că este datoria mea să conserv cultura,
memoria locului și așa mai departe, într-o revistă serioasă, pentru că nu m-am gândit altfel, iar cei cu care colaborez sunt chiar oameni serioși. Știi, întrebarea pe care mi-ai pus-o înainte, ce ai face pentru cultură, pentru domeniul cultural, mă face să mă gândesc că într-o dezbatere electorală acum, nimeni n-ar pune această întrebare, deoarece ar zice, bă, dar ce, acum noi discutăm despre cultură, când noi avem atâtea lucruri serioase de discutat? Așa e mentalitatea. De ce? Pentru că noi am avut grijă să fie așa. Noi. Când vorbesc de noi, vorbesc de toată lumea. Așa este. Eu zic că... Cineva ne spune, doamne, candidez consilier la primăria virtuală. De hai să facem o primărie virtuală. Ar fi foarte bine. Deci chiar asta ar fi o chestie interesantă. O primărie paralelă virtuală. Așa... Dacă întrebi pe un candidat, domnule, ce faceți pentru învățământ? Vai, zice, dar noi am alocat fonduri. Care sunt fondurile alocate? Cum? Necesitățile școlilor? Așa. Și te duci la o școală. Domnul director, aveți bani să reparați ușa asta? Nu. Păi n-ați primit bani de la primărie? Ba da, dar nu ne ajung, știți cum e. Bun, și cine o repară? Păi vorbim cu părinții. Da. Vorbim cu părinții. Domnule, este absolut uluitor, uluitor și nimeni nu vrea să înțeleagă că se încalcă până la urmă Constituția. Nu altceva, legea fundamentală, Constituția. După aceea, acești băieți frumoși și deștepți, în momentul în care au ajuns acolo, după ce în campanie vin și spune, eu provin din mediul privat. Foarte frumos. Domne, și eu voi duce în primărie principiile sănătoase din mediul privat. Foarte frumos. Ajunge pe o funcție în primărie, da? Funcțional. După două săptămâni îl suni. Bună ziua. Știți în privința... A, stați un pic, trebuie să întrebăm pe băieții de la... Așa, pe băieții... Domne, dar e o treabă simplă. Ai o parcare între două străzi, deci pe colțul a două străzi, ai o parcare. Dom'le, pune, domne, mâna pe telefon și spune-i dobitocului care a făcut parcarea aia acolo, că are fix o oră să rezolve problema. A, nu, dar trebuie să trecem prin comisia de circulație. Bă, da, a trecut prin comisia de circulație când a spus parcarea acolo? Păi, probabil că da. Păi atunci, da, afară comisia de circulație, schimbă oamenii. Din comisia de circulație. Adică... Ideea este, sună foarte bine asta cu trecerea din mediul privat la mediul, hai să zicem, de stat, așa. Dar de fapt, dacă mă uitam bine pe niște, cred că am văzut chiar în presa noastră recentă, cei care sunt pe funcții importante astăzi, la conducerea județului, consiliul de tine, așa mai departe, vin din mediul privat, ca să se căpătuiască la stat. Au falimentat tot ce aveau de falimentat în partea de stat și atunci vin cu principii sănătoase care au falimentat totul, vin într-o zonă în care trăiesc foarte bine, câștigă foarte bine, nemăsurat de bine și așa mai departe. Deci de asta... Nefiscalizat corect este nefiscalizat de bine. Deci principiul sănătos, dar la noi este aplicat nesănătos. De exemplu, apropo de cultură, când am plecat eu din postura în care eram, când era mai mult o postură decât un post, tocmai pregătisem un Caragiale pentru Piatra Neamț, o statuie a lui Caragiale, da, care trebuia să fie un cetățean Caragiale pe stradă, mergând, putând fi luat de braț de oricare cetățean de aici. Găsisem și finanțarea totală. Am renunțat sau am amânat proiectul, pentru că, dar avem nevoie de un Caragiale în vremurile astea, mai ales în zona noastră, pentru că nu e vorba de umorul lui Caragiale, e vorba de tristețea din spatele umorului lui Caragiale. Hai să spun ceva. Mă gândeam acum, avem nevoie de un Caragiale pentru că personajele le avem. Mai trebuie cineva doar să vină să le prindă într-un... Sau realitatea
realitatea din viața de zi cu zi, semnat în fiecare seară Caragiale. Semnat în fiecare seară Caragiale. De exemplu, hai să dau un exemplu foarte mărunt, mic, în ceea ce mă privește. M-am dus la Biblioteca Județeană de la Inspectoratul pentru Cultură cu un spor de doctorat. Un spor de doctorat în plată. Ei, Consiliul Județean a considerat că nu mi se cuvine sporul de doctorat. Deși legal era. A trebuit să merg 3 ani, 4 ani în proces cu Consiliul Județean ca să-mi câștig sporul de doctorat după 3-4 ani de procese. Un drept care mi se cuvenea. Și... Da, dar doctorat sună prost pentru funcționari. Cred că da. Deci sună prost. Da, da. Și doamna, madame Soroceanu era cea care a spus că nu, nu se cuvine dreptul de doctorat. Ei, a trebuit să lupt 3-4 ani, să-mi pierd energie, bani, nervi și așa mai departe, ca să-mi câștig un drept care mi se cuvenea, pe care instanța l-a dat absolut fără niciun fel de probleme. Ei, câte tertipuri a făcut Consiliul Județean după aceea ca să amâne plata acestui spor de doctorat. Mi s-a părut și o luptă nedreaptă. Au plătit-o până la urmă? Până la urmă, da, au plătit-o. Acum câteva săptămâni. Dar din 2016 până acum, 4 ani. Da, asta e. Și nimeni nu le face nimic. Nu le face nimic. Asta e toată... Nu le face. Că ei sunt funcționari și au pâinea și cuțitul în mână. Deci, nu știu, mă uitam zilele trecute și cu asta termin. Mă uitam zilele trecute la chestiunea cu cheile Bicazului. Dom'le, cum poți să dai un comunicat și să spui felicitări doamnei fost prefect că a câștigat procesul? Este de noaptea minții. Așa este. Este de noaptea minții. Da, mă rog. Adrian, scuză-mă că vreau să-ți mai adresez o întrebare. 62 de ani? Când? Eu? Câți ani faci? 62. 62 de ani? Peste câteva zile. Luni. Luni. Pe 6 iulie. Pe 6 iulie. La mulți ani. Dom'le, ce mai faci la 62 de ani? Păi, în afară de emisiunea cu asta trebuia să începem. Asta până acum a fost o șuietă. Așa. A fost o șuietă. Am vorbit. Ne scuzați, oameni. Eu nu am văzut nicăieri pe vreun ecran, așa că am luat lucrurile ca și cum ne-am fi văzut la cafeaua de dimineață. Așa este. Uite, mi-a apărut o carte de versuri. Nouă. Așa. Se cheamă Comunitatea Artistică. A apărut la Junimea, la Mitura Junimea, în colecția Cantos. E o carte de poezie scrisă în perioada 2010-2020, deci cam 10 ani de poezie. A fost o perioadă în care am scos mai mult cărți de proză, câteva romane, cărți de povestiri, mai multe antologii. Ei, am deci adunat... ți-a prins bine, ca să spun așa. Da, pe coperta a patra, așa. Știu așa. Am ajuns la poezie, când poezia era pusă să-și scrie cu sânge propriul act de deces. Eventual cu stil, eventual recunoscându-și eșecul. M-am născut într-o literatură care e un fel de mamă care își sufocă pruncii la naștere cu perna pentru că nu are cu ce să-i crească. Acum, ascultându-te citind, mă gândeam că dacă putem înlocui, mă rog, respectând proporțiile, cuvântul poezie cu presă. Da. Și în România Literară, penultimul număr, am un poem care se cheamă Pandemie 20-20, sau ca să fiu în ton cu... 20-20, da, normal. Că eu cred că de acolo ne-a plecat și cu chestia asta cu pandemia. Știi că am luat în râs anul respectiv. Dacă îmi dați voie să-l citesc textul ăsta, nu este foarte lung, cred că 4-5 minute. Te rog, pandemie frumos, 20-20, după aceea... Și pandemia nu a trecut, așa că suntem în proiect. Te suntem rog. În proiect. Pandemie 2020. Stați în casă. Luați cu voi munții, luați cu voi în casă apele, luați cu voi în casă pădurile, nu uitați veverițele afară și nici graurii. Din dobitoacele curate și din dobitoacele necurate, din păsări și din tot ce se tărește pe pământ, luați în casă două câte două, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, luați un laptop, o conexiune wireless, un telefon, dacă se poate mai performant, stați în casă.
Luați cu voi patria. Luați cu voi în casă limba, cu toate excrescențele ei, poezie, povești, folclor și vai, filozofie. Luați în casă bibliotecile, afară pandemie, nor de hârtie, plouă, cu tunete sociale. Stați în casă. Luați cu voi bisericile. Un altar se poate ascunde într-un potir de floare, la o adică. Înghesuiți într-un colț proiectele în desfășurare, grijile. Din când în când scoateți pe fereastră la aerisire crizele sociale, economice, morale, chiar și cele de identitate. Luați cu voi în casă imaginea continentelor în derivă. Când veți ieși din casă, cândva într-o nouă eră, ele vor fi alunecate departe, departe. Nu o să le mai ajungă imaginația din urmă. Pământul va fi plat atunci, ca la începuturi. Eventual va fi susținut pe spinări la patru elefanți. Luați în casă boabe de grâu, pachete cu făină, zahăr și miere, pachete cu orez. Stați în casă. Luați cu voi muzici care să facă respirabilă distanțarea socială. Luați medicamente, multe medicamente în așteptarea maladiilor care trebuie luate și ele în casă. Ah, maladiile ca animale de companie. Americanii stau acum în casele americanilor. Francezii stau acum în casele francezilor. Spaniolii stau în casele spaniolilor. Rușii stau acum în casele rușilor. Neozeelandezii stau în casele neozeelandezilor. Și așa mai departe, în conformitate cu un statu quo consimțit, în sfârșit de toată lumea. Stați în casă. Nimeni nu mai vrea să stea în casa celuilalt. Și războaiele stau în casă acum. Sunt războaie fulger, războaie de rutină, războaie câștigate, războaie pierdute. Cărțile de istorie contemporană le presează ca în ierbar. Războaie pe apă, războaie pe uscat, războaie în sine, războaie în afară de sine. Și cât de ușor te poți pierde acum între lucrurile mărunte din casă. Bună ziua, domnule perete, bună ziua, doamnă fereastră. Ei, da, se vede, tot îndrăgostită de peisaj, tot îndrăgostită. Și praful de pe dușumea se dovedește a fi praf de stele, care se dispune după reguli foarte precise în galaxii locuite de populații, de civilizații care nu au căpătat încă nume în ficționare. Stați în casă. Tablourile se revarsă pe dușumele, tot ce au ținut atâta vreme în captivitate e o lume stranie, în fond subiectivitate maximă de artist, care vedea numai lumea lui pe când noi trăiam în lumea tuturor, fără să ne dăm seama că nu era nicio sfârială cu această realitate paravan pentru ratarea destinelor. Dar măcar am avut ce rata. Stați în casă. Mașina de făcut dragoste s-a împotmolit ca un buldozer într-un taluz. Se confirmă astfel vechile predicții. Mă uit în oglindă ca într-o mocirlă, nu văd nimic nou. Măștile antivirus nu mai păcălesc pe nimeni. Aș fi vrut să zăresc în oglindă un bătrân cu fața ridată, ca munții, ca ocazien pe care a fost răstignit Prometeu, un fumător înrăit care bea tequila și care simte alcoolul ca un șmirghel pe gât. Femeile să se întrebe, oare ce a avut de pierdut pe lumea asta bătrânul acesta și nu a pierdut încă? Stați în casă. Știu că pe pământul acesta nu mai pot descoperi un orizont nou. Ar fi fost ceva, numai că l-au sub rădăcinile și foamea. Faptul că știu asta îmi e de ajuns. Acum sunt ca atunci când m-am născut, numai că un pic mai speriat. Asta. Stați în casă. Stați în casă. Da, nici nu mai am ce să spun foarte mult după poezia asta, pentru că un singur lucru mai aveam să spun, te auzeam acolo, spaniolii stau în casele spaniolilor. Românii stau pe unde apucă. Românii stau pe unde apucă. Stau pe unde apucă. Granițele fizice ale României sunt pe acolo, pe unde sunt români. Exact. Nu știm unde. Exact. Adrian, mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Mi-a făcut mare plăcere pentru că m-am simțit în emisiunea asta, cum să spun, extrem de destins, așa. N-am mai stat cu gândul că, vezi, Doamne, să nu te apuci să dai iarăși cu parul în cineva sau să nu greșești, să nu... Pur și simplu a fost o emisiune în care m-am simțit bine. Mulțumesc mult! Și la mulți ani pentru ziua de luni, dacă nu mă înșel. Și vom mai continua dialogul acesta, că e ok. Mulțumesc, la revedere! Mulțumesc și eu!